Cei 5 juniori selectați pentru a merge în cantonament alături de Pandurii Târgu Jiu au început pregătirile alături de prima echipă a clubului. Este pentru prima dată când sunt convocați 5 tineri la lotul primei echipe pentru pregătirea de iarnă. Andrei Pițian, Daniel Popescu, Răzvan Negrilă, Răzvan Negrescu și Daniel Mărgărit au vârste cuprinse între 17 și 19 ani. Pentru Andrei Pițian, convocarea în Antalya nu a fost o premieră. Tânărul fotbalist a mai fost în cantonament cu vicecampionii și în anii trecuți. Anul trecut a fost prima oară când am avut această experiență și a fost ceva nemaipomenit. Acum, să zicem că am mai căpătat puțin experiență, nu mai am aceleași emoții. Sper să fiu mai dezvoltat și să reușesc să găsesc cât un loc în echipă. Pițian vrea o evoluție bună la Pandurii. Trebuie să tragem tare, să avem rezultate bune, este de părere Pițian. Începe cantonamentul cea mai grea și perioadă pentru noi. Trebuie să tragem tare, să ne pregătim, să avem rezultate în campionat. Suntem obișnuiți. A trecut mult timp de când practicăm acest sport și nu avem ce să facem. Perioada cea mai grea și cea mai și nu tocmai frumoasă pentru noi, dar nu avem control. Trebuie să facem. Juniorul își dorește să joace la o echipă de Liga 1, iar Borceanu este fotbalistul său preferat din campionatul României. Acesta este obiectivul meu, să ajung să îmi găsesc un loc în echipă, să ușor să reușesc să mă impun. Pentru mine este un pic mai greu fiind mai tânăr, trebuie să trag mai tare, să dovedesc că merit și pas cu pas. Vă dați seama, sper să ajung și să fiu jucător de bază. Cel mai important moment pentru juniorul Andrei Pițian a fost debutul în Europa League alături de Pandurii Târgu Jiu anul trecut în returul cu Dniepr. A intrat în minutul 81 al partidei și l-a înlocuit pe Buleică.